Unul dintre filmele studenților de la Universitatea Hyperion face furor în străinătate, fiind selecționat la mai multe festivaluri celebre. Americanii, dar și francezii au pus ochii pe producția studenților de la Facultatea de Teatru și Film. Filmul Cristian ilustrează o poveste de dragoste cu un sfârșit tragic. Eroul, care poartă numele peliculei, rememorează o amintire din tinerețe. În film este vorba despre un bărbat de 50 de ani care își amintește într-un parc de o clipă a tinereții lui. Și de aici începe întreaga nebunie, pentru că filmul mizează pe întâlnirea dintre timpul prezent și un timp fabulos al trecutului. Cristian, student la master anul întâi la Universitatea Hyperion, este cel care joacă rolul personajului principal la vârsta tinereții. Provocarea a fost faptul că a fost primul scurtmetraj pe care l-am făcut. Am mai făcut scurtmetraje cu studenții de la regie de la Hyperion, dar mi s-a părut o provocare faptul să lucrez cu doamna Doina Ruști, care a fost profesoara mea în anul 1 și în anul 2 de facultate. Tache Florescu joacă rolul lui Cristian ajuns la maturitate, purtând suferința unei iubiri neîmplinite. Un rol are două tipuri de abordări, după părerea mea. E o abordare detectivistă în care trebuie să-i stabilești identitatea personajului, ca să nu fie o surpriză, adică să nu-ți creezi surprize. Și a doua abordare este abordarea emoțională, care pune în valoare ceea ce se cheamă inefabil, adică acolo există trăirea autentică. Rolul meu a fost unul, zic eu, tot așa puțin poetic. Era o fată misterioasă, o fată pe care Cristian o vede pe stradă, pe care nu o cunoștea, și asta oarecum mi-a dat libertate să-mi imaginez cum vreau eu. Filmul Cristian a fost selecționat la festivaluri renumite precum Cannes, In Corner, Cinefest Los Angeles, Goa Short Film Festival și Windsor Independent Film Festival.